Teoriile conspiraționiste își fac efectul la nivelul societății. Instalarea unei stații de telefonie mobilă 3G pe un deal din satul Rediul Mare a stârnit nemulțumiri în rândul sătenilor. Ei spun că undele emise de antenă le afectează sănătatea, îi doare capul și amețesc, iar ambulanța vine în sat uneori și de două ori pe zi. Experții spun însă că antena instalată nu are nicio legătură cu durerea de cap a sătenilor. În spatele meu se află stația de bază de telefonie mobilă 3G instalată acum 9 ani. De regulă, astfel de antene sunt amplasate la o distanță de câțiva kilometri, nu și în satul Rediu Mare din Dondușeni, unde distanța dintre această construcție și localitate este de doar câteva sute de metri. Sătenii spun că din cauza stației, oamenii în localitate suferă de tot felul de maladii. Potrivit sătenilor, problema a început în 2012, când Moltelecom a instalat antena în apropierea satului. Acest domn susține că soția sa are probleme grave de sănătate și crede că de vină ar fi undele emise de antenă. Tensiunea se ridică, 200, nu putem dezbate, cu nimic nu putem dezbate tensiunea. Luăm tablete, tabletele nu ajută nimic. Suntem nevoiți să ducă, iată acum, în bolniță, pe joi îi pregătește să ducă la Chișinău, pentru că e treaba, nu-i bună. Iată cum a venit o doamnă la noi de la un institut, tot cu tensiune au avut, a venit, a dus-o alaltă, a venit acasă cu azi și a vrut să vină și ies ei parte la aici cu noi. Să înțelegem că salvarea foarte des vine aici în sat. Salvarea, două, trei ori pe zi vine salvarea în sat. Ceva strașnic și vine și eu la noi și se întâmplă la noi în sat. Dacă noi trăim numai cu medicamente și cu injecții și cu una și cu alta, și cum să mai trăim noi? Dar ce să-mi țăs dumneavoastră? Dar ce să-mi țăs? Chiar ca capul mă amețește, gust de mâncare n-am, Charlie mă dor, puterii n-am, dar și să mai să-mi țăs. Dar mai gata, asta e tot putere. Dacă nu mai poți să te duci Charlie unde trebuie, dar și mai trăiești. Sunt și copii care... Da, sunt și copii bolnavi care nu prevăd, inimile le doare. Da, e ca la noi grădinița, tot îți bolnavi, tot copii și de acasă. Și îmblăm tot ziua ca cușile. Și boala e tot de la antenă, de la altceva, n-are de unde și pe boala. Am ajuns că merg în băț, deși merg în băț. Că nu mă dure nic, nu știem nic, că îmblam la lucru, îmblam peste locul, eram ca... Și acum câțiva ani brusc. Da, unde când e antena asta, ne dă jos. Sătenii ne-au spus că nu doar ei suferă din cauza stației de telefonie mobilă. E o spaznic la sinătoria și lângă antena. Să pui niște... Da, spaznic, dar și pui nicad, tăți pui nicad, păsările fugit, toate păsările, găinile pierd puiște, tătă vara cu pui problemă. Când eram copii, păi noaptea prin sanatoriu nu puteai streci, pentru că era plin cu păsări și te murdăreau. Dar acum, dar cum nici una nu-i. Niciuna nu-i. Da, nici în sat nu. Primarul satului, Ludmila Hărapar, ne-a spus că inițial antena trebuia să fie instalată mai departe de sat, dar în cele din urmă s-a decis astfel, iar stația a fost amplasată în apropierea localității. Din discuțiile cu consilierii care au fost atunci în 2011-2012, când s-a întâmplat toate acestea, lor au spus că în cadrul ședințelor s-a discutat despre asta și a fost vorba despre amplasarea acestei antene, nu aici, în terenul ăsta, dar era vorba să o amplaseze la 8 km de sat, asta se află mai aproape de traseul Otaci Iedineț, adică știm concret unde ea cam trebuia să se afle. Însă, nu știu cum s-a întâmplat, care pe cine a convins și cum s-a întâmplat, că antena a fost amplasată anume aici, aproape de sat, aproape de casele oamenilor și oamenii au început să se revolte și să plângă că au probleme de sănătate. Primarul a cerut Moltelecomului să demonteze antena și să o reamplaseze, dar compania a asigurat că la instalarea ei au fost respectate toate normele, așa că antena a rămas la marginea satului. Iarăși ni s-a spus că nu au fost încălcate niciun fel de norme sau legislația, iarăși ni s-a anexat această expertiză, că adică totul este în regulă și cu asta s-a terminat și iarăși stăm, adică unde am pornit, acolo am și... Dar oamenii continuă să sufere. Da, oamenii continuă să sufere, oamenii continuă să vină la primărie cu plângeri și noi, ca administrație publică locală aici în teritoriu,
nu putem rezolva această problemă. Șeful Direcției Control și Asistență Juridică a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Denis Sătari, ne-a spus că în cazul în care a fost eliberată o autorizație de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, antena nu reprezintă niciun pericol pentru locuitorii satului. Credeți-mă că fac verificări foarte minuțioase, inclusiv la etapa proiectării. Proiectarea să faci proiectarea și ca amplasament și ca influență a câmpului electromagnetic. Avem în cazul dat raport de expertiză de la Centrul Sănătate Publică, unde spune că, de exemplu, e ok. Dar avem, de exemplu, altă situație când spune că nu e ok, după care intervin sancțiuni, pecunare, amenzi, suspendare de activitate. Până acum, nici studiile naționale, nici cele internaționale efectuate nu au demonstrat vreo legătură între undele electromagnetice emanate de stațiile de telefonie mobilă și starea de sănătate a oamenilor.